Bună ziua, dragii mei! Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii mele Param-pam-pam-pam Art Life! O emisiune în care vom vorbi despre viață, despre artă, despre pasiuni, regrete, sentimente și alte chestiuni din astea așa pompoase, despre diverse aspecte ale vieții și așa mai departe. Sunt foarte fericită să mă aflu aici din nou, alături de voi, drăguților. Sunt foarte entuziasmat, nu se vede, dar încerc să ascund. Astăzi avem o invitată foarte, foarte specială, o persoană foarte importantă pentru mine de altfel, o fată frumoasă și talentată cu carul, Rabonia Avram, pe numele ei, o persoană specială și minunată atât la exterior cât și la interior. Bună, Rabonia, ce faci? Bună, bună, bine te-am găsit, îți mulțumesc pentru invitație și pentru introducerea asta foarte pompoasă, așa, mulțumesc frumos. Sunt foarte bine, sunt foarte bine, mă bucur să fiu aici și abia aștept să vorbesc cu tine. Cum te simți la noi? Foarte bine. Când am intrat pe ușă, m-a lovit așa un sentiment de căldură și de familie și de prieteni. E foarte, foarte simpatic așa aici. Așa ne place nouă, așa ne place nouă să fim aici ca o familie, ca niște prieteni, ca de toate. Și astăzi o să fie ceva foarte interesant. Hai să începem cu niște întrebări, cu o mică introducere. Spune-ne, te rog, cine este Rabonia? Cine este Rabonia? Păi, pe de-o parte, o să spun că Rabonia este o persoană foarte colorată. Eu așa îmi place să vorbesc, mie așa îmi place să vorbesc despre mine, în sensul că nu este o singură Rabonie. Sunt foarte multe Rabonii în persoana mea. Sunt și copilăroasă, și matură, și sensibilă, și puternică. Sunt foarte multe lucruri. Asta pe de-o parte, iar pe cealaltă parte pot să afirm că nu știu cine este Rabonia. Încă mă descoper, încă învăț foarte multe lucruri despre mine, încă încerc să evoluez și cred că nu ne oprim din crescut niciodată. Așa este, așa este. Aș vrea să te întreb așa o chestie. Cum te vezi tu pe tine mai presus de ce se vede, știi? Cum te percepi tu ca persoană, ca suflet, ca energie, ca în univers? Mai în primul rând, eu mă percep ca fiind om. Cred că este cel mai important lucru, să nu uităm că suntem oameni și că a fi om înseamnă a fi prezent și a exista în primul rând, deci aș putea să spun că mă văd în mod normal, nu știu cum să-ți explic foarte bine, nu mă plasez pe niciun fel de pedestal, nu consider că sunt mai presus decât alții, mă văd ca un om hotărât, ca o persoană prietenoasă, curioasă, sunt foarte curioasă, îmi place să experimentez tot felul de lucruri, să fug în aventuri cu orice ocazie, dar mă văd ca un om, în mare parte. Te-aș ruga să vii un pic mai aproape de microfon, da, dacă se poate. Sigur. Și uite, eu așa cum o văd pe Rabonia, eu la Rabonia aici de față apreciez foarte multe lucruri și foarte multe aspecte, dar aș vrea să știu ce apreciezi tu, Rabonia, cel mai mult la tine. Ambiția. Ambiția o apreciez pentru că m-a ținut pe o linie de plutire, m-a învățat să nu renunț, m-a învățat să merg întotdeauna mai departe. Deci este un aspect foarte important pentru mine și pentru ce sunt eu ca om. Și apreciez, desigur, și nu știu dacă să o numesc calitate, capacitate. E ceva ce a venit cu timpul.
Faptul că prefer să nu judec la prima vedere și să iau omul așa cum e, să încerc să înțeleg de ce acționează, cum acționează, ce se ascunde în spate, să-l cunosc și abia apoi să-mi formez o părere, care, bineînțeles, se poate schimba. Adevărat, adevărat, adevărat. Uite, cum ai ajuns tu la persoana care este astăzi în fața mea, o rabunie complexă, o rabunie așa înțeleaptă, să zic eu, pentru că pentru 24 de ani, n-am menționat, dar rabunie are 24 de ani, ești o persoană foarte matură și vezi lumea la un alt nivel. Cum ai ajuns aici? Ce te-a determinat să evoluezi așa frumos? Nu pot să răspund la întrebarea asta fără să îi mulțumesc mamei, în primul rând, pentru educația pe care mi-a oferit-o în sensul ăsta, pentru că m-a învățat să fiu întotdeauna o persoană puternică și asta și prin puterea exemplului, bineînțeles. Iar în rest, pur și simplu am luat experiențele așa cum au venit și am încercat de la un punct încolo, să spunem, din adolescență, când am început să mă mai trezesc la realitate, am încercat pur și simplu să caut lecția din fiecare situație prin care treceam și să văd, ok, poate nu a fost ceea ce mi-am dorit, poate nu a fost rezultatul pe care l-așteptam, dar hai să vedem, am învățat ceva din asta, adică nu poate să fie degeaba, nicio experiență nu e degeaba. Sunt total de acord cu tine și vezi, tu este... Vorbeam la un moment dat cu o persoană mult mai în vârstă decât mine și mi-a explicat o chestie. Mi-a zis așa, că anumite lucruri care ni se întâmplă, știi că oamenii au tendința asta să catalogheze lucrurile și să le pună o etichetă, să le zică, uite, asta e bine, asta e rău. Și mi-a zis că nu, lucrurile care ni se întâmplă, se întâmplă cu un scop și noi trebuie să ne axăm pe lecția pe care am învățat-o și să nu mai punem etichete, pentru că aici intervine puterea cuvântului, puterea gândirii, puterea universului și așa mai departe. Și aici vine un alt termen, termenul de perfecțiune, și aș vrea să te întreb, cum vezi tu perfecțiunea, dacă există, dacă ce părere ai tu despre asta? Părerea mea este că perfecțiunea este subiectivă. Fiecare are, să spunem așa, un ideal spre care poate tinde sau poate nu. Și eu aveam la un moment dat o imagine perfectă pe care o proiectam asupra mea și îmi doream să fiu într-un anumit fel și credeam că trebuie să ajung să fiu într-un anumit fel. Ulterior mi-am dat seama că lucrurile nu stau chiar așa în viață și am renunțat la ideea asta. Nu consider că există o perfecțiune reală și obiectivă. Perfecțiunea depinde de ce ai tu nevoie și de cum vezi tu lumea și de tot ce se întâmplă în jurul tău. E ceva subiectiv, asta e părerea mea. Adevărat, foarte adevărat. Uite, dacă vrei să știi și părerea mea în ceea ce constă acest termen, să zic așa, eu cred că asta este tot o vorbă care mi-a rămas mie, o conversație care mi-a rămas mie întipărită așa în minte. Mi-a zis cineva că fiecare om este, fiecare moleculă din corpul nostru este perfectă și fiecare atom și fiecare celulă știe perfect cum să funcționeze și noi suntem niște oameni perfecți care fac lucruri imperfecte. Pe de altă parte, perfecțiunea dă naștere imperfecțiunii. Da. Da, e un concept foarte interesant. M-am gândit mult la asta. Da. Și acum aș vrea să trecem la un alt capitol și anume începutul Raboniei. Hai să începem cu numele. Uite, ai un nume foarte interesant, adică Rabonia. Wow! Adică eu n-am mai auzit până la admiterea de la facultate când mi-ai zis, mă numesc Rabonia. Eram, ce? What? Ai putea să ne povestești povestea, nu știu, cum s-a... numele tău e așa. Da, primesc reacția, fix reacția asta foarte des.
Și să nu mai vorbim despre toate poreclele pe care le-am primit de-a lungul timpului. Nu o să le menționez neapărat. Nu le menționăm astăzi. Dar sunt foarte diverse. Cu povestea numelui meu stă treaba în felul următor. Numele a apărut într-un vis de-al tatălui meu, înainte ca părinții mei să aibă un copil, dar bineînțeles se gândeau la această posibilitate. Și s-a trezit tata într-o dimineață și i-a spus mamei: uite, am visat o fată șatenă, culoarea mea naturală fiind șaten, o fată șatenă, foarte simpatică, și o chema Rabonia. Și mama a spus: wow, dar foarte interesant, uite, dacă avem fată, eu vreau să o cheme așa. Și întâmplarea a făcut să mă nasc fată și să poată folosi numele de Rabonia. Bine, mi-a pus și un nume de sfânt, Ioana, pentru că așa e tradiția, și m-a amuzat foarte tare când mi-a povestit mama faptul că își făcuse o listă cu nume de sfinți, Rabonia fiind așa un nume mai exotic, ca să îl numesc așa, era destul de complicat să alăture Rabonia cu orice, și l-a luat așa pe fiecare în parte și a văzut ce merge cu Rabonia, ce sună bine cu Rabonia, și a ajuns la combinația asta. Rabonia, da. Ioana Avram. Da. Acum sună ca o, nu știu, știi când se termină filmul și zice nenea că Sterling, știi, nu știu ce, Rabonia Ioana Avram, rolul principal, și așa mai departe. Doamne ajută, nu, ai, te ajută și figura, adică să fim serioși. Uite, sunt foarte curios și eu și ascultătorii noștri, cred că sunt foarte curioși despre copilăria ta și primii ani de viață, dacă îți mai aduci aminte ceva. Pui de Rabonia, cum era? Kamikaze. Kamikaze, da. Teroristă. Teroristă. Încă mi-am păstrat acest aspect al personalității mele. Da, pui de Rabonia. Ce pot să spun din ce mi-amintesc? Am avut o copilărie foarte frumoasă și foarte nebună, așa, adică eu mi-am petrecut copilăria afară foarte mult, chiar dacă am stat toată viața la oraș, am ieșit foarte mult în parc cu părinții și prietenele, aveam grupulețul nostru de prietene și prieteni și eram acolo o mare familie, ne vedeam în fiecare zi. Ce mi-amintesc foarte bine e că am avut înclinația asta pentru artă, să-i spunem, pentru imaginație, pentru tot ce înseamnă alte lumi. Și când eram mică, mă jucam cu prietenele mele tot felul de jocuri din astea de imaginație, inventam scenarii, încercam să fim mereu altceva, să jucăm diverse roluri. Ne jucam mult cu coardă, cu cerc, cu tot ce prindeam, făceam roata în disperare și chiar consideram că sunt foarte talentată la gimnastică, dacă poți să-ți imaginezi. Roata mea era foarte strâmbă, dar eu consideram că sunt un talent excepțional. Și da, eram un copil foarte energic. Am fost și o să fiu întotdeauna energică. Dacă mă căutai undeva, mă găseai în pom. Cam cred așa. Cred că pot să zic același lucru despre mine. Persoana asta de aici, din spatele microfonului, a fost o teroare, Doamne. Deci eu nu înțeleg cum a reușit mama mea să-mi facă față. Pentru că eu când eram mic, mă duceam la magazin cu mama și tot rafturile alea cu chipsuri, snacks-uri, așa, toate le luam așa și le dădeam jos. Da, nu aveam, nu eram chiar atât de kamikaze, dar știu că îmi povestea mama că în momentul în care am început să merg era teroare. Că dacă îmi dădea drumul la mână, aia era, mă fugărea prin tot parcul. Vai. Deci, da. Ai o amintire așa din copilărie care te-a marcat într-un mod, nu știu, pozitiv, să zicem, că nu trecem pe partea aia cu urâtele? Cred că foarte multe și mi-e foarte greu acum să aleg o singură amintire, știi? Am imagine, am flashback-uri din toată copilăria. Oricum, perioada mea preferată a fost în anii în care am
petrecut zilele în parc cu prietenele mele și cu tot grupulețul, mi-e greu să aleg una singură, mi-e foarte greu. Am înțeles. Uite, nu cred că știu toți urmăritorii noștri, dar tu ești studentă la actorie în anul întâi și aș vrea să te întreb, cum ți-ai dat seama că asta e ceea ce vrei să faci sau cine te-a descoperit? Cum a fost the journey? Știi? Asta este o întrebare foarte complexă. Bine că avem timp. Avem tot timpul din lume. Da, cum spuneam, eu am fost atrasă de zona asta artistică încă de când eram mică, doar că nu-mi dădeam seama neapărat la momentul respectiv. La vârsta de 8 sau 9 ani am descoperit pasiunea pentru muzică. Când am intrat în cor la o biserică catolică, wow. Eu fiind cercetaș la biserica respectivă, da, încă sunt, am promisiunea depusă. Wow. Și aveau acest cor pentru copii, mm-hmm. unde învățam chiar și ceva tehnică vocală, acolo am învățat să cânt și la chitară și am descoperit că e ceva ce îmi place să fac și aș vrea să continui să fac. Anii au trecut, m-am implicat cât de mult am putut în activitățile de la centrul respectiv. Am început să mă implic și la școală, în corul școlii, în toate scenetele care se făceau. Eu eram acolo prima, abia așteptam. Am avut și rol de bărbat, nu mă interesa orice se făcea. Dar era pe scenă. Da. Mă rog, nu era scenă, jucam în curtea școlii, ca atât se putea. Dar da... Și ușor am crescut cu ideea asta de artă și de pasiune pentru artă și pentru actorie și muzică în general. Și știu că prin clasa 7-a îmi doream să fiu cântăreață. Era așa un vis al meu, ziceam eu, mă duc în SUA și o să vedeți voi ce concerte fac eu și o să fiu cea mai tare. Mi-a trecut. Și m-am reprofilat ușor. Știu că voiam în clasa 9, în clasa 8-a de fapt, să dau la liceu la Mihai Viteazul, pentru că știam că au trupă de teatru. Și eram fixată pe ideea de a intra într-o trupă de teatru în liceu. Întâmplarea a făcut că m-am răzgândit. Verișoara mea, fiind fost elevă la Vianu, unde am fost eu, elevă, mi-a spus că este mediul foarte, foarte simpatic, că are colegi inteligenți, că are prieteni foarte buni, că profesorii sunt foarte de treabă. M-a încurajat foarte mult să îi urmez cumva drumul și, deși eu eram inițial foarte fixată pe Mihai Viteazu, fix în dimineața cu admiterea, cu completarea opțiunilor pentru admiterea la liceu, m-am trezit și am spus mamei, mama, eu mă duc la Tudor Vianu. Și mama a zis, bine, du-te unde vrei. Media îmi permitea să mă duc aproape la orice liceu, așa că am pus Vianu pe primul loc și am intrat. Și poate nu mi-am dat seama la momentul respectiv, dar apropo de ce ziceai tu mai devreme, de căile universului și de cum se așează lucrurile pentru noi, cred că ăla a fost unul din momentele definitorii în tot ce urma să fiu, să devin eu ca om și ca tot ce mă vezi astăzi. Și ăla probabil că a fost și punctul zero pentru zona asta de actorie. Deși în clasa 9 eram pe cu totul altă zonă și eram foarte interesată de partea asta științifică, biologie, chimie, voiam să dau la medicină, eram pe total alt film. În clasa 10-a s-a făcut că stăteam într-o pauză cu colegii liniștită în băncuța mea. Și a venit o fată la mine și mi-a spus, la mine, de fapt a venit în clasă și a spus că este nevoie de fete pentru un cor.
Eu știind că pot să cânt, am zis, sigur, eu doresc să particip. Și m-a luat frumos de mânuță și m-a dus la domnul profesor Marcel Humorodean, care este profesor de informatică la Tudor Vianu, și despre care eu nu știam la momentul respectiv că intenționează să pună în scenă un musical, o comedie muzicală. Bună seara, domnule Wild. Wow. Am ajuns la laborator, chemată de domnul Humorodean, și am aflat despre aceste lucruri. Mi-a explicat că, uite, noi avem nevoie de niște fete în cor pentru această reprezentație, o să jucăm pe scena Teatrului Notara, o să aveți costume, o să facem repetiții, o să lucrăm, am vorbit și cu profesoara de muzică din liceu să ne ajute, adică lucrurile erau foarte bine stabilite. Eu nu știam ce m-a lovit, eram în al nouălea cer, mă gândeam, am sunat-o pe mama, acum am ieșit de la liceu, i-am spus, mama, o să fiu pe o scenă adevărată, îți dai seama? Săraca nu înțelegea despre ce vorbesc, pentru că sunt conștientă că nu aveam niciun fel de coerență. Și așa am început drumul spre actorie, intrând în corul pentru această comedie muzicală. Iar cu două zile, cu două luni înainte de premieră, a fost un incident, un conflict, o discuție, să spunem, și aveau nevoie de cineva să joace unul din rolurile principale feminine. Și dirigul s-a gândit la mine, dirigul fiind domnul Humorodean, noi așa îi spunem. Dirigul s-a gândit la mine, m-a chemat pe data de 1 aprilie. Este foarte important, m-a chemat pe data de 1 aprilie. Serios? Da. Și s-a gândit să facă o glumiță împreună cu doi colegi ai mei și să îmi spună că mă dau afară din trupă. Eu fiind în cor de două luni, dar deja foarte entuziasmată, foarte pregătită, lucraserăm cu toții foarte mult și mi-a spus chestia asta. Îți dai seama că eu m-am supărat foarte tare, eram tristă, eram, na, am zis că ok, dacă asta este decizia dumnealui, asta e, nu am ce să fac. M-a lăsat așa puțin să stau supărată și pe urmă mi-a zis să mă calmez, că 1 aprilie și a fost o glumă și că de fapt dorește să-mi propună să joc Gwendolyn, unul din rolurile principale. M-am panicat puțin, pentru că mai erau două luni și, sinceră să fiu, nici nu înțelegeam foarte bine ce se întâmplă în piesă, ca situație. Și atunci a început totul. Atunci am început să văd realmente ce înseamnă să faci treaba asta și să fii pe scenă și să lucrezi pentru ceva și să o faci cu pasiune. Cum te-ai simțit la aplauze? Incredibil. Nici nu știu să-ți descriu în cuvinte. Îmi amintesc foarte bine momentul în care am ieșit prima oară din culise la premieră. Îmi amintesc că era lumina foarte puternică și nu vedeam decât așa câteva figuri din public și vedeam primele două rânduri așa mai clar. Știam că intru după una din melodii, nici nu știam dacă vreau să se termine melodia ca să intru sau să nu se mai termine, ca să stau acolo, să nu se mai întâmple nimic, aveam foarte multe emoții. Dar am intrat, m-a izbit valul de lumină, m-am uitat puțin în public, îmi amintesc că am văzut-o pe doamna profesor de desen. A fost prima persoană pe care am văzut-o, atât îmi amintesc. Și pe urmă cumva s-a terminat. Pur parcă și simplu. Parcă nici n-a început, da, parcă nici n-a fost. Da. Și asta îmi amintesc foarte bine, momentul în care am ieșit la premieră pe scenă. Bănuiesc că a fost, fiind și o chestie nouă pentru tine și în culmea extazului, toate sentimentele astea pe care tu le simțeai, nu cred că te-au lăsat să realizezi și cred că a fost și o chestie de genul. Da, a fost și
asta la mijloc, dar a fost cumva și datorită echipei, datorită colegilor și încrederii pe care știam că o avem din partea lui Dirigu și din partea părinților și din partea tuturor. Noi eram foarte uniți și foarte bine închegați și aveam relații foarte bune între noi și cumva eram siguri că nu avem ce greșeală majoră să facem pentru că ne puteam sprijini unul pe celălalt. Și aici vorbesc despre tot, de la text, la muzică, la... Noi știam textele tuturor, știam mișcările tuturor, aveam cu toți emoții, dar ne-a ajutat unitatea asta foarte mult. Cum a fost să funcționezi ca într-o echipă așa, ca unul singur, știi, toți pentru unul, nu pentru toți? Cum te-ai simțit? E o experiență ce nu se poate egala, e un sentiment de familie, pur și simplu. Chiar dacă foarte mulți dintre noi am mai pierdut legătura între timp, sunt conștientă că dacă pun mâna pe telefon în momentul ăsta și sun pe unul din ei, nu există să-mi spună nu te ajut sau să-mi închidă sau să nu mă bage în seamă. E un sentiment de căldură și de emoție și de nostalgie în sensul bun. E foarte frumos să faci parte din așa ceva și am învățat foarte multe lucruri din asta. Îmi dau seama și uite, ajungem aici la o concluzie și anume că cum un moment din viața ta te poate marca pentru totdeauna și nu neapărat într-un sens rău, că vorbim într-un sens, în alte sensuri acum, și cum ți se poate schimba viața într-o fracțiune de secundă. Și cum realizezi anumite chestii și cum, pentru că despre asta până la urmă este teatrul, despre a simți dincolo de ce se simte și a vedea dincolo de ce se vede. Frumos spus. Noi acum o să luăm o scurtă pauză și vom reveni, dar până atunci vă las cu muzică bună. Hello, hello, cum ar zice Paul. So wonderful.
FM. E altceva. Brother Bellas in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet Bridgeway's a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially pasted poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Bella speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh, baby. The elephants left town. People jump and jive, and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for, and why. Bella yells, we're out of here. Cena says, right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights, how bizarre. How bizarre. Ooh, baby. Ooh, baby. It's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around. 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 It's in my face. Asculți Art FM. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
my little tush on the catwalk. My little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. I'm too sexy for my cat, too sexy for my cat, poor pussy cat. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. And I'm song. Sunt Sidonia și vă aștept să ne ascultați la Art FM. Mm-hmm.
Bine v-am regăsit, simpaticilor, în a doua parte a emisiunii mele Art Life, aici împreună cu Rabonia Avram, o persoană minunată. Te pupăcesc, Rabonia, și hai să trecem la treabă. Ia. Așa. Deci, revenim la cariera ta de actriță începătoare din liceu. Da. Așa. Știu că, din câte mi-ai zis, știu că ai jucat destul de mult și te-ai implicat, dar de asemenea aș vrea să ne mai menționezi o dată spectacolele în care ai jucat și cu cine ai lucrat. Da. Noi am început, după cum am spus și mai devreme, cu Bună seara, domnule Wild, cu comedia muzicală, apoi am continuat cu Chirița în provincie, apoi am trecut la lucruri mai complicate și Dirigu a venit cu ideea de a pune în scenă un musical în adevăratul sens al cuvântului și am adaptat Romeo și Julieta, versiunea franceză, am făcut rost de textul în română, de la melodii, de negative și ne-am pus pe treabă. Cred că a fost la momentul ăla cel mai greu lucru pe care l-am făcut, a fost o muncă colosală. E puțin spus colosală, da, este un understatement, pentru că îți dai seama, noi eram amatori, nu știam foarte bine nici ce făceam și a necesitat foarte multă muncă, dar eu sunt mândră de noi. Ar trebui să fii. Și apoi a venit titanul muncii noastre, încoronarea muncii noastre, și anume Notre-Dame de Paris, musical pe care noi l-am tradus din franceză de la zero, am făcut textul în română, am reușit să facem rost și de negative, a reușit Dirigu și cu ajutorul variantei franceze am reușit să punem și noi în scenă musicalul acesta sub formă de premieră națională, pentru că niciun teatru din România nu l-a mai pus în scenă până la momentul respectiv. Și am reușit să jucăm Notre-Dame de Paris și la Teatrul Național în 2018. Iar apoi am continuat cu Fantoma de la Operă. Un clasic. Un clasic. Deci a trebuit să o auziți pe Rabonia în Fantoma de la Operă. E ceva ce... scuzați-mă pe mine. Da. Mulțumesc frumos. Este, da, a fost cea mai grea experiență din punct de vedere muzical din tot ce am făcut noi, cel puțin pentru mine. Și de lucrat, am lucrat, bineînțeles, cu Dirigu, cu domnul Homorodean, care ne-a susținut pe tot parcursul și ne-a oferit toate condițiile, de la săli, la costume, la oameni cu care să lucrăm, tot. Am colaborat de asemenea și cu doamna profesor Monica Ciută pe partea de canto. Am avut la un moment dat și o doamnă profesoară din liceu care ne-a susținut și ne-a ajutat foarte mult. Iar în rest au fost oameni care pur și simplu au fost, să spunem, inspirați și încântați de ceea ce făceam noi și ne-au susținut, ne-au sponsorizat cum au putut și cât au putut. Și am înțeles că ai avut contact și cu o mare actriță a teatrului românesc. Cred că te referi la colaborarea cu doamna Maia Morgenstern. Da, da. 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 Noi am colaborat cu dumneaei cu ocazia concursului 5 licee, 5 teatre din 2013, unde am fost cu un fragment din Chirița în provincie. Iar după terminarea concursului, doamna s-a hotărât să ne permită să jucăm la Teatrul Evreiesc de Stat, în continuare Chirița în provincie, și desigur că ne-a ajutat și pe partea de regie, ne-a învățat cum să ne înțelegem mai bine rolul, a fost alături de noi
când repetam și a fost o experiență foarte interesantă să ai ocazia să înveți de la Maya Morgenstern. Da, da. Wow. Cum ți s-a părut ea ca persoană? Ce impact a avut asupra ta? Pe mine m-a fascinat la momentul respectiv pentru că este plină de viață și pentru că explică foarte bine, adică eu atunci am înțeles foarte bine ce aveam de făcut și cam care erau ideile dumneei și ne-a ajutat foarte mult să mergem mai departe cu proiectul. Da, putem spune că ai avut parte de oameni frumoși, de oameni sinceri, de oameni buni. Da. Și atât profesorii tăi cât și doamna Maya Morgenstern sunt niște oameni pe care nu poți decât să-i respecti. Clar. Și eu nu îi cunosc personal pe profesorii tăi, dar vreau să le mulțumesc pentru că au făcut din tine ceea ce ești azi. Și chiar mă bucur că avem și noi acum la facultate privilegiul, să zic așa, de a învăța în primul rând de la doamna Adriana Trandafir. Da, da, este. Este delicioasă. Atât. Este minunată. Este minunată. Deci noi ne uităm la doamna Adriana Trandafir ca la Dumnezeu. Deci este. Nu există. E etalon. Da, nu există termen de comparație. Este altceva. Este în cel altceva. Mai bun sens al în cuvântului. Cel mai bun, exact. Aș vrea să te întreb, de ce te-ai oprit? Este o întrebare foarte bună pe care mi-am pus-o și eu de-a lungul anilor. N-aș putea să-ți spun exact de ce m-am oprit. Adică nu a fost o decizie, cum să spun eu, luată în mod rațional sau ceva la care m-am gândit. Pur și simplu, așa a fost să fie, tind eu să cred. Pentru că în clasa 12-a, când era vorba să mă hotărăsc ce facultate aș vrea să urmez, din păcate, eu nici nu am luat în calcul varianta de a studia actorie, pentru că n-aș ști exact să spun de ce. Mă gândeam, bineînțeles, ascultând foarte mult și ce îmi spuneau alți oameni din jur, la varianta unui job mai stabil. Mă gândeam că dacă tot am început să fac informatică la liceu, de ce să nu continui și pe mai departe. Nu știam ce voiam să fac, eram foarte în derivă la capitolul acesta pe vremea aia. Așa că am hotărât să studiez limbi străine pentru că m-am gândit că e ceva ce îmi place și e ceva interesant la care mă pricepeam destul de bine și am zis hai să încerc asta. Nu știu de ce m-am oprit cu actoria atunci, pot spune doar că nu am fost destul de asumată încât să merg mai departe cu visul meu. Pentru că a rămas acolo. A rămas și eu cred că te-a bântuit un pic dorința asta și ți-a rămas așa întipărită în oase, să zic așa. Și eu cred că s-a întâmplat așa pentru că, vezi tu, actoria este e pentru suflet. Da. E pentru suflet și mă gândesc acum, la momentul actual și nu numai, și toată lumea face lucrurile pentru bani și nimeni nu mai are timp pentru suflet și mă gândesc că la un moment dat să nu ajungem să ne simțim ca și cum locuim în noi și în țara noastră cu chirie și este un gând care pe mine mă macină și mă întristează așa să văd că oamenii s-au abătut de la ce contează cu adevărat. Da, sunt total de acord cu tine. Vreau să te întreb, cum este Rabonia pe scenă? Cum te simți tu pe scenă? Nu pot să spun cum sunt eu pe scenă, că nu cred că este ceva ce ar trebui să analizez eu sau ce aș putea în stadiul acesta în de lucru suntem, să, da. Și de învățare. Nu pot să-mi dau cu părerea la capitolul ăsta. Însă pot spune cum mă simt, asta pot spune.
O spun foarte des când mă întreabă lumea treaba asta și poate sună puțin clișeic, dar nu asta este intenția mea. Scuipă tot. Eu pe scenă mă simt acasă. Poate unde am și petrecut foarte mult timp pe diferite scene în adolescență, când sunt ani de formare, și probabil că de asta mă simt foarte, cum să spun, nu că nu am emoții, am și am avut emoții întotdeauna, dar se întâmplă ceva interesant, că emoțiile alea devin cumva constructive și mă simt, pur și simplu simt că trebuie să fiu acolo și simt că este locul meu de liniște și de... este ciudat, dar e locul în care simt că există cea mai multă pace în mine, știi? Nu știu cum să explic altfel. Te-ai confruntat vreodată cu frica în acest domeniu? Frica, nesiguranța... Știi că este vorba aia cu simte frica și totuși fă-o. Da, da. Îți dai seama că am avut și frica reprezentațiilor în sine, am avut și eu trac, nu se poate. Adică eu consider că de oricâte ori ai pășit pe scenă, e imposibil să nu ai emoții. Este ceva ce vine din natura umană și... Cum spuneam, mi se pare că e ceva ce ar trebui să te ajute. Da, mi-a fost frică, mi-a fost foarte frică. Mi-aduc aminte acum la un spectacol în care aveam o tită și nu mă auzeam foarte bine și știu că am intrat pe scenă cu frica asta, că nu o să aud ce cânt, că nu o să aud instrumentalul, că nu o să aud ce scot eu pe gură și ce se întâmplă și eram foarte panicată. Apoi a trecut primul moment, am văzut că e ok și am mers mai departe. Iar vis-a-vis de tot ce se întâmplă în domeniu, nu pot să mă pronunț pentru că nu am intrat încă în domeniu. Nu pot să-mi dau cu părerea doar așa din auzite. O frică există, n-are cum să nu existe, pentru că nu este ceva garantat, dar nu este nimic garantat în niciun domeniu. Exact. Așa că cel mai bine este să luăm zilele și experiențele așa cum vin și să încercăm să facem tot ce putem mai bun din ele. Carpe diem. Carpe diem. Te-aș întreba, care este cea mai mare dorință a ta pe plan profesional? Uite, m-am gândit foarte mult la asta de-a lungul timpului și am ajuns la o concluzie puțin mai diferită, așa. Nu am o dorință fixă. Nu merg pe ideea de îmi doresc să fiu faimoasă sau îmi doresc să... ajung nu știu unde sau să joc cu nu știu cine sau... cred că cel mai important când te apuci de orice în viață este să ai dorința de a fi din ce în ce mai bun. Și eu asta îmi doresc, ca în fiecare zi să fiu mai bună decât am fost ieri și să învăț ceva din greșelile pe care le-am făcut și să mă autodepășesc și în final să încerc să fiu cea mai bună versiune a mea pe plan profesional. Wow! Nu mai am cuvinte de rabonia. Tot ce pot să-ți spun este că eu, personal, te respect foarte mult atât ca persoană cât și ca orice. Energie, suflet, actriță, viitoare actriță, să sperăm, pentru că ești un munte de talent și sper să ești, știi cum sunt diamantele alea neșlefuite? Așa ești și tu și poți o să ai un parcurs frumos și sunt sigur că o să-ți propui tot ce o să reușești tot ce-ți propui. Știu că ești ambițioasă și îți doresc să rămâi același om frumos pe care l-am cunoscut și să rămâi la fel de jovială, la fel de tu. Pentru că apreciez foarte mult la tine că tu ai curajul să fii tu. Și nu multă lume poate. Și pentru chestia asta eu te respect foarte mult. Mulțumesc.
Aș vrea să te întreb acum că am ajuns, ne apropiem de finalul emisiunii. Știu, a trecut foarte repede timpul, nici nu mi-am dat seama, mai avem 5 minute. Eu știu că tu duci o viață sănătoasă, ești o persoană foarte activă, da. Ești matinală, ceea ce nu mă... Să spunem. Cum ai reușit? Ce te-a determinat? Cum... Da, este un parcurs foarte interesant cel pe care l-am avut eu în zona asta vieții mele. Nu am fost așa întotdeauna, îți dai seama. Prin liceu am început să dezvolt un interes pentru partea de nutriție și de sport. Într-adevăr, nu a venit neapărat din cea mai sănătoasă zonă din punct de vedere mental, ca să spun așa. Am avut niște probleme cu alimentația și cu greutatea și cu fixațiile mele din vremea respectivă și cred că asta m-a influențat cel mai mult. Faptul că am conștientizat cât de greșit era modul în care abordam eu toată problema și faptul că încercam atât de mult să mă încadrez în niște standarde și să fiu atât de perfectă, că tot vorbeam de perfecțiune mai devreme, încât nu mai eram eu. Nu uitasem de mine, nu mai țineam cont, adică nu mai făceam treaba asta pentru sănătate. Așa că pur și simplu a venit o zi când mi-am dat seama că se poate și altfel și că trebuie să găsești cumva un echilibru. Și așa a început toată călătoria mea sănătoasă, să-i spunem. Încerc cât de cât să mențin un stil de viață sănătos. Da, îmi place foarte mult să fac sport, îmi place foarte mult să mă mișc cu orice ocazie, să merg pe jos, să... Nu să alerg, nu-mi place să alerg, dar în rest orice fel de sport. Și treaba cu a fi matinală, putem spune că e ceva recent. Pur și simplu mi-am dat seama că am mai mult timp de orice dacă... Stabilești prioritățile. Da, dacă mă trezesc la o oră decentă și dacă mă culc la o oră decentă ca să am energie. Am înțeles. Draga mea Rabonia. Da, dragul meu Ștefan. Dacă ai putea să le transmiți un mesaj oamenilor, dacă ar trebui să transmiți un mesaj, nu știu, unei mase de oameni, ce le-ai spune? Să nu lase niciodată frica de eșec să îi țină din a acționa în orice. Foarte bine. Wow. Drăguților, am ajuns la finalul emisiunii. Eu vreau să vă spun, să vă încurajez să fiți buni și să vă iubiți, să aveți răbdare cu voi, să nu vă lăsați manipulați și să nu vă schimbați pentru nimeni, să vă iubiți și să vă acceptați așa cum sunteți. Vreau să vă spun că mereu o să se așeze lucrurile și capul sus, că o să fie bine. Drăguților, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în această după-amiază frumoasă de sâmbătă. Ea a fost Rabonia Avram și eu am fost Ștefan. Ați ascultat și urmărit Art Life, iar acum o să vă las cu muzică bună și vă urez un weekend plăcut. Vă pupăcesc!